Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din 5M, suntem pe Energy Live, iar episodul acesta avem multe de povestit și să vă prezint niște mașinuțe ce au ajuns în garajul meu și cum le-am obținut și niște motociclete, mai mult motocicletele alea, am pus V10 pe o motocicletă, am pus turbina, am pus de toate și o să vă povestesc și despre altă motocicletă pe care am pus V8. Mergeai, bubuia la propriu, bubuia, explodau toate motocicleta. Haideți să începem, serverul aveți în descriere. Cum a ajuns acest Ferrari, un Ferrari F60, la mine în garaj? Ei bine, știți că aveam și încă am Urusul la vânzare în târg, iar băiatul a văzut anunțul și m-a sunat și a zis: bă, nu vrei să facem un schimb, îți dau un Ferrari și îți dau și diferență. Și am zis: bă, nu. Mai bine cash mașina aceea. Și a zis: bă, n-am cash să-ți dau. Ok, nu e nicio problemă. Și am zis că am Dodge-ul, care era la 147.000 în târg, și am zis: îți dau o mașină mai ieftină și îți dau eu diferența pe Ferrari. Și am dat Dodge-ul ăla de 140.000 și o diferență de 120.000 ca să luăm mașina aceasta. Este 250.000, nu știu dacă am specificat, 250.000 nouă, dar este plină, este făcută la ITP, este full, la mecanic este full, V10, turbină, tot ce trebuie, avea și suspensie, o lăsa foarte jos, doar că suspensia am scos-o. Mașina fuge într-un hal de nu-mi vine să cred, adică fuge groaznic de tare. Hai să punem centura că avem nevoie. Fii atent. 100 deja, da? Știu că miros puțină transpirație, am dormit în garaj. Fii atent. 100, 200, 250, 280, 300. Înțelegeți ideea, da? Mașina nu știu... Oh, nu, nu! L-am văzut că vine, am crezut că își menține banda, de-aia m-am ferit. Ești bine? Domnul, mă auziți? Sunteți bine? Dar de ce tușești, că mașina n-a? V-am văzut că veniți așa cu viteză, am realizat că nu mai aveți timp să opriți, dar asta m-am dat repede așa, n-am știut că și dumneavoastră vreți să mă ocoliți pe partea asta. Nu am să vă întreb dacă vindeți mașina. Dacă vând mașina în starea care e, ce să mai vând, domnul, că e praf. Mașina o vând. Sunteți bine? Bine că ați avut mașină solidă. Da. A mea săraca e gata, spate tot e gata. Ce să mai zic. Haideți că vă duc la un garaj și o lăsăm așa. Da, așa, să vedem dacă mai pornește, că ajung dacă pornește. Mă mișc, mă mișc. Sunteți interesați de mașină să o cumpărați? Domnule, aș fi interesat, dar... Că ea da. Se repară, schimbăm piesele, tot ce s-a lovit, nu-i problemă, o facem ca nouă. N-am înțeles. Ce bani e domnul meu? Domnul, de nouă ea este 250.000. Uuu, am zis că e mai ieftină. A, pe ce dor Ferrari, domnul? Deci știți, cu mâna a doua, model mai vechi, m-am gândit că... O fi, dar este plină la ITP, la mecanici, tot ce se poate pune. Și așa, atâta e modelul ăsta, de nou, 250.000. Abia ieri l-am luat și eu, am dat la schimb o mașină, o diferență și am luat-o pe asta. Am înțeles. Ce să mai domnul, mă duc să... Dacă spuneți că sunteți bine, mă duc să văd cum fac cu asta, să dau comandă de niște piese, să o las la băie să schimbe acolo. Bine, domnul meu, ce zic, sănătate multă, drumul... Numai bine, zi frumoasă. Asta a fost și test drive-ul nostru, băieți, la Ferrari. S-a dus. Oricum, haideți să vă... Punem noi pe GPS un garaj, ia uite, fix aici am. Și să vă arăt eu celelalte lucrușoare. Avem și un Can-Am. Am cumpărat acum ceva timp un Audi A8L. Și am dat pe el 70.000. Avea un motor pe el, l-am scos. Un motor și turbine, parcă nu mai țin minte. L-am scos și după care am stat pe la garaj pe la mecanic și a venit un băiat și mi-a zis dacă nu-l vând și după a zis dacă vreau un schimb. Și mi-a zis dacă vreau Can-Am-ul ăsta, are jantele schimbate, are motor pus pe el, se aude. Și asta a fost, asta am luat-o mai mult pentru off-road, să mai facem și noi niște lucrușoare pe acolo cu băieții, mai mergem, ne plimbăm. După care avem așa, fii atent, ce e nou pe aici, avem o dată Goldwing-ul, pe care am pus și un motor RB26 sau ceva de genul.
Are un sunet potrivit pentru tipul ăsta de motocicletă. Îmi place maxim. Asta am luat-o pentru drumuri mai lungi. Cam așa, cam așa arată ea. Am modificat culoarea, i-am văzut niște jante mai frumoase și cam atât. Mai poți să-i pui un spătar în spate pentru pasager, dar e foarte, foarte mare și nu l-am pus. Iar acum piesa de rezistență, băieți, piesa de rezistență. Și cu asta o să mergem și până pe la târg. A, am mai făcut la sec. I-am făcut niște modificări, am pus V-Open. Nu știu dacă v-am zis, l-am lăsat mai jos. În fine, așa arată. După care, haideți să vă arăt piesa de rezistență, scopul acestei întâlniri între mine și voi. Ah, și am un ATV, l-am primit cadou. Mulțumesc frumos, băiatule. Și avem aici, fii atent. Bam. Stai așa să-mi pun casca, nu? Pune tu casca aia, mi-am făcut frumos aici, așa, bam. Astea, așa, bam, cum trebuie. Deci avem așa o motocicletă full carbon, cu reflexia asta albăstruie pe ea, jantele schimbate, evacuarea schimbată, motor V10, turbină, slicuri, frâne, tot ce ai putea să-ți dorești pe o mașină. Eu am pe o motocicletă, observați tunetul de V10 și fuge și asta are 100, prinde 100 în 1.9 secunde. Putem face așa. 1.5, mă scuzați. Da, n-am mai accelerat acolo, dar putem să reluăm asta. 1.6, 2.6, 3.8, 300 ia cam în 8 secunde. Dacă ia, da, în 8 secunde am luat 300, 8 secunde am luat 300 cu motocicleta. Deci e o nebunie completă. Haideți să mergem noi, dezactivăm ăsta, top speed, slash top speed dacă doriți să-l activați. Vom merge noi, bă, dar chiar BMW unde mi-este? Mi-am luat și un BMW, dar văd că nu l-am în garaj. Da, așa că mergem să verificăm. Mi-am luat un BMW, l-am făcut destul de frumos, care are... Grinciuc mecanicul, are un BMW și am zis, bă, vreau și unul, l-am făcut așa frumos. Poți să-i pui pe el body kit, poți să-i pui tot felul de nebunii. A, uite-l, E36-le, o să mergem cu ăsta. A, uite-l, e aceeași culoare, cum îl are Grinciuc, pentru că era urmărit de poliția, avea el niște probleme, am să-mi fac mașina ca lui. Și să vină poliția după mine, după ceea ce s-a întâmplat, m-a oprit poliția, mașina este mai mult de drift, observați cât virează mașina, da? Avem așa pe ea motorul V8, nu am pus turbină, cred, nu am pus turbină pe ea. Și ce îmi place foarte mult, observați farurile și ca să le aprinzi, nu mai știu cum era. Așa, da. Ele rămân așa frumos. Haideți să mergem la târg noi frumos. Dăm niște drifturi până atunci, a? Nu știu de ce mai pun pe mapă, că oricum știu unde este, dar... Opa. Ce faci acolo? Mamă, dar e frumos tare. F90 ăla, frumos tare. Dar nu se compară cu bătrâniorul nostru. I-am pus boxe în spate, scaune de pe... mi se pare că seria 4 i-am pus. Evacuare dublă. Pe ambele părți. Bă, mașina e destul ok. Dar e distractiv așa. Grinciuc știu că și-a pus V10 pe mașină. Eu am ales V8-ul pentru că îl aveam deja, îl aveam cumpărat. I-am zis să nu mai dau bani, plus că îmi place foarte mult sunetul de pe V8. V10 le-ați văzut la motocicletă cum se aude. Și... Așa. Am avut o motocicletă, un Harley de ăsta, pe care la fel am încercat cu mecanicul Grinciuc să punem noi niște piese, un motor V8, turbină și ce mai trebuia pe acolo. La primele 3 teste de drive test, da, logic, motocicleta bubuia când ajungea pe la 70 la oră, exploda, dar imaginați-vă că exploda ca și cum pui un de la, cum se numește, C4 sau ce e. Pui pe ceva și îl detonezi și explodează tot. Exact la fel s-a întâmplat și cu aia. De vreo 3-4 ori aveam medicii după mine, mergeau cât făceam testele. După care a zis cineva, bă, hai să-i facem o revizie, că am avut și o problemă asta. După revizie s-a rezolvat. Am făcut revizia la motocicletă. Am mers cu ea, m-am dus până la garaj. Tot ok, n-a mai explodat. Am scos-o de la garaj, am venit pe același traseu pe care l-am făcut acum. La jumătatea drumului, explozie direct, am scos piesele după ea, am vândut motocicleta,
Și aia a fost. Și acum un mesaj pentru băieții ăștia. Să vă fie rușine că vă puneți mașinile așa. Aveți atâtea locuri de parcare. Bine. Mai sunt, uite, toată partea aia e liberă acolo, da. Și oamenii își pun mașina aici. Dacă tu vii și dai să-ți încarci astea exact acolo unde e Camaro ăla ce vrea să fie, îți dare mașina în aer. Uite urusul nostru. Da. Hai să... domnul Marian. Da. Nu doriți un motor care fuge de rupe? Nu, că am și unul care fuge de rupe, domnul. Sau un Range Rover. Ăla alb de acolo, din... Da, e full ITP. Nu, domnul, și eu mai am 17.000 toți banii, caut și eu să vând, trebuie să aduc și Ferrari-ul, să-l pun aici. Aoleu, Ferrari, ce Ferrari aveți? Un F60, full ITP, full mecanici. Da, n-am bani. Cu V10, cu nebunii. Eu încerc să vând cam 400.000 datorii, dar e ok. Mamă, te-ai dus bine tare. M-am dus, dar mi-am cumpărat acum ceva frumos. Bună ziua. Mă scuzați că vă întreb. Spuneți. Domnul cu Lamborghini, nu? Cu Urusul de acolo, da. Da. Am un Rolls Royce de 400.000, v-ar interesa. Domnul, nu am să vă ofer diferență. Mașină ceva. Poftim? O mașină, da. Mașina aia tu cu cât ai vinde-o? E stoc? E full mecanic, full ITP. Are rău, prinde 500. Înțeleg. Domnul Marian? Da. E mașina aia, teleghidata mea, a fost aia, dacă mai țin. Mai țineți minte? Aoleu. Să scape de ea, e? De... Da, domnul, hai să vedem, că și Lamborghini-ul ăla e full peste tot. Mai puțin motor, mi se pare că n-are, sau? Stați puțin, să las eu... Stai să las asta. Nu știu dacă am o mașină de 50.000 să-i dau diferență. M-aș băga că e Rolls. E Rolls. Ia să vedem ce Rolls ne prezint. Puteți da două secunde să nu vă rănesc? Sigur. Mamă, de asta poți să-l faci de papotabil. Nu vreau să vă rănesc. Dar nu s-a acolo, da, domnul, da, nu știu unde mă vedeți. Nu știu ce aș avea eu așa de 30.000 să-i dau, doar să dau canamu. Că... Da, Dumnezeu, nu știu. Domnul așa de 50.000, să zic să mai pun tot ce am. Păi da. Dar nu am nimic în banii ăștia. N-aveți ceva mai... Mai scump, mai dau diferență. Mai scump n-am, cel mai scump lucru pe care l-am e Lambo ăla și mai am un Ferrari F60, dar tot nu face acolo. Da, nu e ce trebuie. Și n-am altceva, n-am, am ceva motociclete, niște de-astea așa, n-am nimic așa, wow. Din păcate. Un buggy știu că aveți, l-am văzut aseară. Da, este, este cu motor pe el, cu ceva, 2GZ, ceva, nu știu. Ăsta. Îl pus să stura puțin? Da, are 2GZ. Ăla, cum se numește, Rolls-ul ăsta, cât e nou? 400.000. 400.000, înțeleg. Și ți-am zis că e full mecanic, full ITP. Ce motor ai pe el? V10-le? Nu are V10, că cu V10 nu se duce așa tare. V8-ul. V8, înțeleg. Și se duce 500 și ceva. Înțeleg. Domnul, tot ce pot să vă ofer e Lamborghini și rotineta asta de v-am arătat-o acum, de teren. Da, stați două secunde să mă spătesc cu prietenii mei. Cum credeți? Mă găsiți în târg să mă uit pe la mașini? Da. Haide mă să vedem cea mai... Bă, sincer, l-aș lua că e Rolls. E Rolls totuși, știi? Na, e frumos. Nu prea găsesc să-l vinzi, cred că așa ușor, dar... Adică deja cu mașina de 350.000, puțin cam greu. Bine, mașina face puțin mai mult, că are modificări, e destul de plină, dar mi s-o dau repede. Că oricum am luat-o la bani buni și de asta, dar așa, bă, îmi place maximum. Full mecanic, turbine 4x4, slick-uri, frâne Brembo. Da. Deci nu, dar parcă nu prea aș vrea nici eu, știi? Adică știu cum merge mașina aia, nu-mi place neam cum frânează, cum asta. Da. M-a ascultat cu colegii mei, au spus alea două și dacă aș putea motocicleta aceea care îmi place mie. Imposibil. Nu se poate, domnul. Ok. O să... Ce spuneți? Motocicleta aceea roșie, o mai aveți?
Motocicleta roșie, care? Harley-ul? Cred că da, era ceva model mai nou. Goldwing-ul te referi? Nu știu, da, acela. Da, aia nu o dau domnul. Ok, e de suflet, da. Tot ce am de dat ar fi Urus-ul, Ferrari-ul și... Acel buggy? Și acel buggy oarecum, doar la combinația asta, să zicem. În rest, eu aș dori să-l țin, dar dacă e, îl dau. M-ar interesa. Păi facem așa? Da, facem așa. Puteți scoate dintr-o? Sigur. Din mijlocul târgului, da? Haide, mă, să vedem. Facem o combinație de-asta așa. Deși știu cum merge Rolls-ul ăla. Da, na, e Rolls. Vedem. Poate de la vânzare. Da, așa să punem aici ca și cum... Gata. Facem așa bine, nu? Pronește, lasă mai bine că n-am văzut nimeni. O să dau lângă el, știi, ca să gen... Haide, mă, ce fac acum? Oră. Gata. Gata, mă, suntem pe fir aici, așa. Domnul, dați dumneavoastră primul și după vă dau? Da. Așa face. Alo, domnul, m-au zis? Vă aud, 542. Cumpărați vreo ăsta? Aveți un dolar la dumneavoastră? Da, de ce? Îl știți cu probleme? Nu. Dar? Îl știu, fuge tare rău. Imediat să vă dau... Când vă interesează ceva, niște modificări pentru... Niște frâne Brembo? Suspensie sport ai? Am eu, da. Cât vrei, bă? Zi-mi CNP, te rog. 727. Mașina dumitale, dacă întreb. E piesă... Păi, dar nu știu cât e. Am o întrebare. Da. Sunteți pe GoPro? E 1000 și... Da, l-am pornit aici să... Pentru... Pentru toți, după aplicația roșie acolo. Subscribe, bă, și like. Mulțumesc să trăiești. Opa, ceau. Și-am deschis, mă, frate, mă. Bă, nici nu mă așteptam, ești nebun să intru, bam. Nu sunt vorbite înainte lucrurile astea, nu fac chestiile astea. Stați că nu am dolar. Stați că vă dau eu un dolar. Nu dau, am o mașină. Păi zic cât vrei pe atunci. Mai puteți să-mi dați, să dau. Nu știu cât e. Culmea. Ren. Îți dau o adaptivă la schimb, nu știu. Ce să fie? Ce suspensie? Vă mulțumesc frumos, domnul. Sport Plus. Pentru... Sport Plus, nu știu, am dat pe una de aia Sport cu documentare în jur de 3.000, 2.000 și... Am niște frâne Brembo, vă interesează? Nu, domnul, ce să fac cu ele? Am o mașină la vânzare, doriți? Nici de aia, n-am bani. Că dacă aveam bani, cumpăram, dar n-ai văzut că am dat la schimb, am făcut de-alea pe acolo. Domnul, domnul, plafonul ăsta se scoate? De la mecanic. Domnul, mă luași pe mine la cu mașina. Haide, urc încoace, șefule. E 50 de lei pe kilometru la mașina asta. Iau. Mamă, domnul, haide să facem un car vlog, domnul. Dacă îi scot motorul, mai fuge așa urât? Nu știu, eu așa am luat-o. Ok. Hai face un POV, domnul. Mamă, nu-mi place deloc cum merge asta. Uite. Uite-o cum frânează. Mă înțelegi? De ce eram așa puțin? Cu gândul că nu. Mamă, trebuie să-i scot tot de pe ea. O țin așa de eleganță. Bau, nu. Abia am apăsat pe frână, mă înțelegi? Nu, e ciudată tare cum se controlează. Trebuie să scot tot de pe ea, că merge într-un hal, nu înțeleg. Da, fuge rău, de la 100 și... Nu, îmi trebuie, domne, să fugă mie mașina, îmi trebuie să fie controlabilă, să mergi cu ea frumos. Ce asta? Prinde cam 500, cam așa. Las-o să prindă, că eu oricum nu prea ies din oraș, nu mă alerg cu poliția, nu fac de-astea. A, eu acum m-am alergat cu poliția, dar am scăpat. Cu M2-ul ăla de la sat, i-am făcut praf, muci am dat. Auto cum frânea, aoleu, te sperii cu ea. Are furnet, bune rău. Bravo. Domnul polițist, puteți să vă dați, vă rog frumos, să intru în garaj, că dacă fac un... Mulțumesc. Lasă-mă în pace, că regret. Lasă-mă în pace. Să trăiți, șerif.
Ce schimbă, mă? Mamă, ce interare. Da. V-ați luat elegidate? Lasă-mă în pace, că regreți, am zis. De ce regreți? Așa, de mie pe moca! Poftim? Mi-a dat mie pe moca. Nu, cum să ți-o dau, am dat urâsul, la schimb și canamu. Păi mi-a dat mie, mi-a dat mie, că eu zic. Bă, dar cum îi scot, mă, plafonul ăsta, mă? La extra. Că de la extra. Extra, extra. Primul extra poți, chiar primul extra. Nu te cred că ăsta chiar vira dură. Ba da. Băi, e terminată, mă. Mie-mi place. Mă duc să-i scot. Mă duc să-i scot tot de pe ea. Bă, și mie mi-ar place, dar eu sunt polițist. Dacă fuge. Mie-mi place. Mie-mi place că fug de poliție cu asta. Am făcut o stângă și o dreapta mea, m-a pierdut toată poliția. Prinde 500 asta. Te știu. Verea a făcut o dată la Caterinca. A venit cu Aston. Un Aston la fel virează, la fel de urât. Da, știu Astonul ăla. Dacă mă prindeți, vă dau 100.000. Ce mi-a băgat și la bolul. Verea e chiar că două viraje. Stânga, dreapta, direct. Na, s-a dat, s-a dat. Da, mi-e... Panoramă de mașina asta. Eu faci cu Chrome sau îi lași cu Chrome delete-ul? Bre. Da, bre. O lași cu negru sau îi faci Chrome? O las cu negru. Că să-i scot aia de pe capotă. Capota e Chrome. Nu, v-am lăsat. Spor. Bine, bre, spor acolo, spor la patrulă. Patrulă căpelușilor. Bă. N-am știut, tu. Mi-o dai mi... Nu dau, mă, nimic, mă, pleacă de aici. Hai, bre. Îți dau 20 de lei pe aia. Hai, bre, că n-ai fost de aici. Cum, mă, că am avut o... Am fost primul care a cumpărat și după și a cumpărat toată lumea după. Mamă, astea jantele e stoc și băiatul da. I-a pus astea? Vrei să te învăț cum să le pui pe cele stoc? Da, că mereu plătesc mult. Te duci la unde sunt ele BMW, Rolls, alea marcatele. High-end-ul, da. Parcă. Așa, dai. Știi că sunt ele voicing-urile stricate? Nu știu. Dai. Mamă! Dai. Lasă-se de Mercedes. Tine. Dai. Andrei. Sunt unele stricate de voicing, nu mai crem așa. Păi și ce-i cu ele? Dai că... Vino serif, că... La început între ele sunt pe alea stoc. Am ajuns la alea normale, ești nebun. Stai un pic, dai acolo. Bă, tu n-au să mă lași că te-ți bag cuțitul în tine, să-ți bag glonț în cap. Lasă-mă. Auzi, am și o întrebare. Ai puțin răbdare. Nu știi numărul, că degeaba mă învârt în ele. Stai așa. La ce număr ești acum? 332. Da, mă, gata, mă, rezolvat-o, mă, după multe căutări. Domnul Marian. Da. Putem să vorbim pe altă limba un pic? Nu. Ok. Mă duc să-i scot tot. Acum sunteți pe GoPro sau sunteți acolo pe Facebook? Pe GoPro. Ok. Nu mai intrat să sunteți acolo live pe Facebook? Mai pe seara, așa. Vin și eu. Vă aștept. Am stat aseară pe tot ăla, până la 7 ore am stat. Mamă, cum fuge. Mulțumesc frumos. Bă, cum fuge, bă, băiat. Am mai făcut și aici niște luminoroși, am mai făcut și niște bani. Bă, uite ce s-a întâmplat aici. Bă, mașina e tare, se ține bine pe josea, dar nu-mi place cum frânează, ia uite. Adică prea repede, pleacă prea tare. Bă, îi scot motorul, îi scot și frânele și cauciucurile, dar nici nu cred că are, că mamă. La voastră câte luni aveți aici pe oraș? Câte ce? Câte luni aveți? Ei, nu știu. Nu știu ce job aș face așa până în 10 luni, ce ar... Oh, crede-mă că n-am nici cea mai vagă idee. Am făcut la FedEx, am făcut din 400 de colete o mașină plină, adică vine, am făcut 7000 aproape. Și asta cât timp ți-a luat? Cred că jumătate de oră. Înțeleg. Sincer, mai bine cauți pomenda astea pe la târg și încerci să le vinzi, cât mai faci și job. Păi, am mașină de la târg, dar nu mi-o cumpără nimeni. Ce mașină și ce vreți? Un M3E92, pare, Sport Plus, e full, la IDP are așa, frâne maxim. Păi stai așa, cât e mașina aia de nouă? 30. Și după cât ai pus-o? 40. Turbina are...
În afară de motor și salut, de armură n-are la IT. Păi salut. Nu, 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 șerif, am venit să-i trag o poză aici, să o pun la listare. Că aici e lumina domnul bună. Marian, să spui că mașina asta e blindată. E blindată? Da. Nu știu, șefule. Da. N-am probleme cu poliția încât să... Parbrizul nu se sparge deloc. Și nici geamurile, bă, că nu coboară, da. Da, da, gen, cum, mașina asta... Frumoasă mașină. Vor să spun de noi, știu că e blindată. Na, ca un cecar poliției să tragă noi. Bă, băieți, vă las și eu aici, vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată și ne vedem data viitoare, ne-am luat Rolls! Pa, pa!